A pornit la drum cu 3 unități de învățământ, dar paradoxal a continuat doar cu 2, cele din mediul rural, care, în ciuda dificultăților întâmpinate de drumul pe care l-au parcurs, fie iarnă, fie vară, nu au renunțat. Este vorba despre Petra Șerbănescu, cea care a inițiat și implementat proiectul alături de preșcolarii din Remuș și elevii de clasa a 3-a din Oinacu și care, în ultimele luni, le-a arătat sălile de expoziție din muzeu, i-a învățat să deseneze, să restaureze obiecte de patrimoniu, dar și să se implice în amenajarea unei expoziții. Ce ai realizat în cadrul acestui proiect? Noi am realizat în cadrul acestui proiect multe desene și creație. Ați fost și la ora de restaurare obiecte, mai ții minte? Da. Și ce ați restaurat, mai știu? Am restaurat vase din pământ. Și ai vreun obiect aici expus de la tine de acasă? Da. Ce ai aici în expoziție? Am un prosop. Ți-a plăcut să lucrezi cu doamna Șerbănescu? Da, foarte mult. Și ce ai reținut tu din proiectul ăsta, așa ca idee, mai știi? Noi am reținut că arta înseamnă multă creație. Ce ați făcut cu doamna? Am lucrat. Ați lucrat? Ce ați lucrat? Vase. Vase? Și cum a fost? Frumos. Ți-a plăcut? Da. Și ție ți-a plăcut să lucrezi cu doamna? Da. Mai ții minte ce ai făcut? Da, lucrări foarte frumoase. La acțiunea de final, organizată într-o sală de expoziție temporară, printre obiectele aduse de cei mici, Petra Șerbănescu le-a mulțumit tuturor celor implicați și a vorbit despre ce a dorit să realizeze prin intermediul acestui proiect. Ce mi-am propus prin realizarea acestui proiect? Ca acești copii care sunt din mediul rural să aibă acces în această instituție încă de fragezi. Am gândit că orice se învață atunci când ești copil. Toți copiii sunt duși la calculator, la engleză, la limbi străine, la, mă rog, oriunde. Și am zis, de ce nu, să fie aduși într-un mediu unde se găsesc dovezi despre trecutul poporului nostru. S-a încheiat așadar un proiect inedit care i-a tras pe micuți în sălile Muzeului Județean Teoharie Antonescu și care i-a făcut să înțeleagă mai bine că anumite obiecte nu sunt doar simple unelte sau elemente de vestimentație, ci au o încărcătură emoțională profundă.